sfârșit tragic pentru un bărbat din Timiș. Omul a murit sub roțile unui autobuz pe care încerca să-l repare după ce cricul care susținea greutatea autobuzului a cedat. Șoferul nu a mai avut nicio șansă de scăpare după ce a fost prins sub greutatea vehiculului. Nefericitul accident a avut loc în localitatea Cheglevici din județul Timiș. Bărbatul încerca să repare singur un autobuz pe care l-a ridicat cu ajutorul unui cric. Omul a intrat sub autobuz să remedieze defecțiunea, moment în care cricul a cedat, iar bărbatul a fost strivit de greutatea vehiculului. Un coleg al bărbatului a fost cel care a făcut macabra descoperire și a alertat autoritățile. A alunecat cricul și a căzut autobuzul pe șofer. Pe eu l-am găsit, că de aici, din spatele autobuzului, am văzut că stă într-o poziție ciudată și m-am dus să-l întreb ce face. Și când m-am dus acolo, am văzut și cricul ieșit în afară, m-am dat seama de pericol și am sunat la 112, că eu n-am mai răspuns, n-am mai comunicat cu mine. După apelul la 112, la locul faptei au ajuns mai multe echipaje de pompieri, ambulanțe, echipaje zmurd, dar și un elicopter zmurd. Unitatea de pompieri din Sâniculaua Mare a intervenit pentru descarcerarea unei persoane blocate sub un autobuz. Le-am solicitat în sprijin și un elicopter zmurd. Deși victima a fost scoasă în cel mai scurt timp posibil de sub autobuz, medicii nu au mai putut face nimic pentru bărbatul în vârstă de 57 de ani. Din păcate, persoana era decedată. Vestea morții bărbatului s-a răspândit rapid în localitate și imediat mai mulți curioși s-au adunat la locul accidentului. A căzut cricul, așa am auzit, că a căzut cricul de sub mașină și l-a strivit. Am văzut numai cuvinii. Am văzut cuvinii pompieri, zmurdu, și am căzut că ce am... Noi suntem acolo mai încolo și am văzut că vine aici. Era cu șoldul, știi, așa în afară, ieșit și-o căzut pe el, o strivit așa în lături. Probabil a căzut cricul, mă gândesc numai, că ceva n-a avut ce. El a lucrat la autobuz care n-avea voie decât firma la care lucrează. Din primele cercetări se pare că bărbatul nu a asigurat corespunzător cricul înainte să intre sub vehiculul de câteva tone. Polițiștii au deschis o anchetă și vor stabili împrejurările în care s-a produs tragicul accident.